Domnule Danuț Pop, și atunci care e soluția? Adică oamenii aceștia ne spun, domnul ministru Ialomițeanu vorbește frumos, fonduri europene, trebuie să atragem, pentru că este clar, altceva nu ne iese, nu ne iese. A vrut, nu știu cine, să reducă acciza acolo, la benzină. A venit domnul Crețu și zice, nu merge. A zis Uniunea Europeană. Mai mult curaj. Partidul Ecologist a dat soluția în noiembrie și decembrie, le-a spus să naționalizeze prin răscumpărare toate companiile de distribuție, da, energie, gaze și absolut tot, să reducea automat sub controlul statului, cel puțin la o treime din prețul din ziua de astăzi, da, pensia minimă de 2000 de lei fără a afecta bugetul de stat, fiindcă nu e normal. Înainte un pensionar cheltuia cam 20% din pensie cu utilitățile. Acum a ajuns la 70-80%. Păi de unde să-și mai cumpere așa ceva? De Paște. Nu mai au de unde, efectiv, nici medicamente nu mai își cumpără. Da? Iar cu combustibilul, accizele. Accizele trebuiau reduse la jumătate ca să scadă prețul undeva în jurul la 6 lei. Să-l mențină la 6 lei, de fapt. Dar nu au sânge în instalație să facă așa ceva. Pe când alții afară au, poate să facă, la noi nu se poate, nu ne lasă Comisia Europeană, nu ne lasă nu știu cine. Nu e așa. Noi trebuie să avem grijă de poporul nostru. Nu moară de foame mâine, poimâine. Degeaba o să fie produse pe piață, asta nu o să aibă zic, cu ce le cumpăra. Nu te mir că partide extremiste sunt din ce în ce mai importante în toată Europa, bun, nu numai la noi. Sunt de acord, dar trebuie să vină și cu soluții. Degeaba, dacă nu vii cu soluții, tot batem din gură și nicio soluție păi pe masă. Păi nu vii cu soluții, dar îi vezi pe ăștia acum că nu-ți ușurează pe țara. Dacă nu ai o gândire pe așa, dacă nu-ți permiți vorba aceea să treci de unul singur strada și trebuie să stai la mila statului care nu există, ajungi să crezi și să votezi partide extremiste care îți promit marea cu trebuie sarea, luate niște măsuri dure, da, măsuri dure care, dacă le pun în aplicare, să rezolvă jumătate din problemele care le au oamenii la ora asta.